Civilizația greacă. Mediul natural și ocupațiile grecilor. Spațiul geografic pe care s-a format și s-a dezvoltat civilizația greacă cuprindea sudul peninsulei balcanice, insulele situate în mările înconjurătoare, Egeană, Mediterană și Ionică, țărmul de vest al Asiei Mici. Relieful și clima. Relieful Greciei este predominant muntos. Câmpiile sunt reduse ca întindere. Clima este mediteraneană, cu veri lungi și uscate și cu ierni umede, dar destul de blânde. Ocupațiile locuitorilor au fost influențate de relief și de climă. Grecii antici au cultivat măslinii și vița de vie. Ei erau meșteșugari pricepuți, negustori, pescari și navigatori iscusiți. Începuturile istoriei antice în spațiul grecesc. În urmă cu peste 4.000 de ani, pe insula Creta a înflorit civilizația minoică. Prosperitatea ei era asigurată de meșteșuguri și de comerțul pe mare. Numele acesteia provine de la regele Minos, care, potrivit legendelor, a condus în trecut Creta. Cea mai importantă așezare din insulă a fost orașul Cnosos. Palatul regal de aici a fost construit în jurul anului 2000 înainte de Hristos și s-a numărat printre cele mai mari construcții de acest fel din lumea antică. Grecii, popor de origine indo-europeană, s-au stabilit, începând din mileniul al doilea înainte de Hristos, pe teritoriul locuit și astăzi. Dintre greci, cei numiți Ahei au întemeiat, în peninsula Peloponez, din sudul Greciei, civilizația miceniană, numită după cetatea principală, Micene. S-a dezvoltat între anii 1600-1200 înainte de Hristos. Indiferent de regiunea sau de insula pe care s-au așezat în antichitate, grecii vorbeau aceeași limbă și aveau o religie comună. Din mileniul I înainte de Hristos, grecii și-au spus eleni, iar țara a primit numele de Elada.